Dar știți că avem alegeri în octombrie? Cum nu știu? Da, păi eu ascult, am radio. Și o să vreți să mergeți la alegeri? Da, cum? Și știți sau încă nu știți pentru Sirius? Păi și nu mă turăm tăt. Tăt din parlament, tăți, să alegem un om care este pentru popor, pentru țară, să știe. Să știe, înțelegi, să gândească la bătrâni. Care e dispoziția la oameni astrășeni? Ce cred oamenii? Dispoziția așa. Dezamăgiți, da? Foarte dezamăgiți, foarte. Multe lume e plecat? E plecat lumea și cu... Pun viață în roate, amenzi, lucrez, pentru ce lucrez? Toți banii care se duc de pildă la școli, la contracte, dacă de pildă eu am anul ăsta clasa 12, eu am să plătesc pe contract 10.000 ori, 15.000 cât e contract pentru. Unde se duc toți banii ăștia? Unde se duc? Unde se duc? Cine îi pune buzunar? Păi da, că ce sunteți împotrivă, că să rămână patentele. Eu pentru ca să rămână patentele. Până nu este creată o alternativă pentru oameni și locuri de muncă în altă parte. Eu am pierdut toată încrederea. De ce lumea nu crede în nimeni? Din cauza că sunteți necinstiți și sunt egoiști numai pentru ei. De atâta lumea nu crede. Fiecare se zbate pentru dânsul. Și ce facem? Dar ce facem? Schimbăm. Ce puteți dumneavoastră să ajutați poporul? Nu, noi vrem cel puțin să-i figurim pe ăștia. Deja o să alegem alte partide. Alte partide. Și dumneavoastră puteți că partidele acelea va fi mai bine, da? Eu sper că da. Bine, sperăm. Mulțumim. Sper că da. La revedere. Renato Osată chiar nu ne place la tăz. El îi pe de-a dreptul spune și bine fac. Nu ca altfel. Dincolo și pe dincolo. Nu, aici față de alte, de alți... Domnul Ghena. Mai frumos nu se poate. Da, aici la Strășeni, despre Renato Usatăi. Mulțumim. Mulțumim, multă frumos, sănătate. Îmi place el că nu ține cu vădarea. Da, și că ați partid dumneavoastră e normal. Da. Da. Întrebări nu sunt din partea la asta. Bun. Numai bine. 100% numai nu cu democrație. Asta e 100%. Da. Я считаю, что должна быть учреждена новая Молдавская республика. Для разработки Конституции должно быть созвано учредительное собрание, очень представительное, с участием различных политических сил, общественных организаций, регионов. Это все должно быть на основе консенсуса. В учредительном собрании должны участвовать представители Приднестровья и Гагаузии. Этот процесс очень сложный, не должно быть тяп-ляп. Вот почему нужна новая Конституция? Потому что она принималась вот именно тяп-ляп. Образовалось государство, да, нужна конституция. Что-то взяли там у румын, что-то у французов, еще что-то придумали сами, написали эту конституцию. Она уже 100 раз менялась, перекраивалась, там заплатки на нее накладывались, споры, конфликты. Сейчас дошло до того, что просто все конституционное поле разрушено, конституция разрушена.